Era cât pe ce să nu ies nici astăzi din casă, dar al meu telefon aproape și-a dat duhul astăzi și nu mai pornea. Așa că am reușit să-l resuscitez din nou. Se pare că am o problemă cu mufa de la display și la un moment dat se gândește el că nu mai vrea să pornească. Mă rog, el teoretic ar porni, dar nu mai face conexiunea cu display-ul și nu mai pornește. Chiar dacă este la încărcat, mă rog. L-au rezolvat băieții de la serviciul la care merg eu de obicei și a fost foarte ok. Și dacă tot am ieșit din casă, am zis să merg până la F64 pentru că este un curs de Photoshop astăzi. Problema este că, unu, iar am întârziat și doi, ci că deja s-au ocupat toate locurile, așa că sper că n-a venit cineva și am și eu loc. Dacă nu, asta e. Suntem aici cu domn profesor Radu Tudoroiu. Domn profesor, sună bine așa? Da. Zi-mi ce s-a întâmplat astăzi aici. Am avut prezentare în sala de curs de la F64 de la magazin. Adică asta? Am ținut o prezentare pentru cursul de Photoshop pe care îl pornim pe 4 aprilie. 4 aprilie la F64, da? Un la curs F64. De foto... Mă rog, hai să zic eu ce am văzut aici. Mai important. Ce am văzut aici, mă rog, când am ajuns, că am întârziat, evident, o mică... Da, și m-au primit. O mică introducere în Photoshop, așa, basic, și pe urmă ne-a prezentat ce o să învățăm, practic, la cursurile lui. Care se anunță foarte faine. Ce-am rămas eu cu asta este că tot ce înveți în Photoshop poți să aplici foarte bine și în Premiere. O parte dintre ele. O parte, măcar partea de coloristică. Colorizare, da. Bine, tu n-ai prins prima parte, de fapt, unde povesteam despre istoria fotografiei și niște alte chestii interesante. Care o să fie reluate o parte dintre subiecte, de fapt, nu chiar toate, o să fie reluate și la curs. Am înțeles. Deci de pe 4 aprilie până pe 18, am ținut minte? Pe 4 aprilie până pe 18 primul modul și cred că până pe 27 e cel de-al doilea, cam așa. Deci durează o lună de zile, aproape o lună și sunt 9 ședințe. 40 de ore de curs. Lejer. Deci dacă vreți să învățați Photoshop, vă las link în descriere de unde puteți să vă comandați acest curs. Mă rog, să-l comandați, adică pe urmă să veniți la curs. Care au loc tot aici, nu? Nu, au loc în Bucovina, lângă National Arena. Ah, ok. La Muncii. Am înțeles. Da, unde e serviciul? Unde era serviciul F64? Pentru cei care cunosc. Eu nu știu, n-am ajuns la serviciu. Nici eu n-am stricat aparate. Da, bun, mulțumesc. Acestea au fost cursul de astăzi. Pentru că astăzi am filmat foarte, foarte puțin, o să vă arăt cum să vă puneți folie protectoare pe ecranul de la un iPhone 5S. Mă rog, se potrivește la orice tip de telefon, dar ca să știți în caz că nu știați. Ok, pasul numărul 1 este să cureți ecranul, așa că folosești această bandă cu alcool, să cureți bine ecranul. După care folosești această pentru a șterge praful ca să nu mai fie impurități. Iar apoi se ia folia care ar trebui și asta curățată un pic. De fapt, nu contează așa mult. După cum vedeți, are două, asta are doar una. E simplu. Se dă asta la o parte. Și apoi se așează cu foarte mare grijă. Cât să fie aliniat.
Se pasă așa. Și ca să fie totul ok, mai folosește asta. Cât să se lipească ca lumea să nu fie bule. Și acesta a fost tutorialul de astăzi. Telefonul meu arată impecabil acum și chiar și funcționează. Da, cam atât pe ziua de astăzi. Am scris astăzi 3 articole pe blog. Unul este despre cum au cântat niște ucrainieni piesa Sub pielea mea de la Carlos Dreams la emisiunea Vocea Ucrainei, despre noua piesă de Motans și despre noile nume anunțate la Exit Festival. Acestea zi-nfise, ne vedem mâine. Pa!